În 19 iunie, un angajat al societății piețe S.A. Timișoara s-a urcat la volanul mașinii de serviciu băut și a accidentat o persoană pe trecerea de pietoni. Deși era în afara orelor de program, directorul general al societății, Mirel Pop, i-a desfăcut imediat contractul de muncă. Societatea piețe S.A. Timișoara rămâne consecventă în demersul de livrare a unor condiții cât mai bune și mai sigure pentru beneficiarii serviciilor noastre, precum și pentru angajați, astfel că managementul societății a luat măsuri imediate cu privire la o abatere disciplinară gravă. Aflat în afara orelor de serviciu, dar cu unul dintre autoturismele societății Piețe SA pe care avea dreptul să-l conducă prin prisma afișei postului, un inginer responsabil pentru echipa de întreținere și intervenții a produs un accident în Timișoara, miercuri 19 iunie, soldat cu o victimă. Aceasta a traversat strada pe trecerea de pietoni și a fost lovită cu mașina de inginerul angajat al pieței SA, fiind ulterior transportată la spital. Echipajul de poliție a ajuns la fața locului, a constatat că a Ajatul piețe SA se afla sub influența băuturilor alcoolice, având totodată suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, aspect neadus la cunoștință de acesta conducerii societății. Astfel de situații sunt excepții în cadrul societății, însă nu tolerăm comportamente de acest gen. În consecință, inginerului a fost desfăcut contractul de muncă din cauza abaterilor disciplinare grave. Conducerea piaței SA este deschisă colaborării și comunicării cu angajații, dar nu permitem ca din cauza comportamentelor deviante să fie pusă în pericol o viață, a precizat directorul general al societății, Mirel Pop.